Un meci al marilor orgolii județene s-a desfășurat vineri după amiază la Hațeg în etapa 11-a din Liga 3-a de fotbal. Față în față s-au aflat formația locală Retezatul și CSM Deva, singura echipă neînvinsă din seria 7-a a eșalonului 3. Dacă în meciul tur scorul a fost egal 1-1, de data aceasta devenii s-au impus fără probleme cu 4-1. CSM Deva a deschis relativ repede scorul în minutul 12 prin Bloș, care a reluat cu capul în plasă o excelentă centrare a lui Iana din 8-9 metri. A venit apoi minutul 22 când gazdele de la Hațeg au rămas în 10 după eliminarea lui Țuligă, pentru un foul din postura de ultim apărător asupra lui Caiondo. În urma protestelor vehemente ale gazdelor asupra decizii brigăzii de arbitri, un membru al staffului tehnic de la Retezatul a fost și el eliminat. Dan Bona, antrenorul celor de la Hațeg, a recunoscut că oricum echipa sa pleca cu șansa a doua în jocul cu CSM Deva și a reclamat arbitrajele pe care Hațegul le-a avut în ultimele 4 meciuri. Normal că plecam cu partea cu șansa a doua la meciul cu Deva, doar că eu spun că o decizie luată de arbitru la sol a rupt echilibrul efectiv. Nu avea nevoie Deva de să joace 11 contra 10 cu Hațegul, dar în ultima vreme este al patrulea joc la rând în care arbitrajele greșesc flagrant contra noastră. Dar suntem o echipă mică, mergem înainte, până la urmă rezultatele în etapa asta ne-au menținut acolo pe locul 8. Încercăm să scoatem cât se poate până la sfârșitul acestui sezon, până în iarnă, și după aceea în iarnă, eu zic că o să ne reorganizăm și o să încercăm să arătăm mai bine retur. Jocul a curs în continuare în favoarea celor de la CSM Deva, care fără să forțeze prea mult au mai înscris de 3 ori până la pauză. Prima oară a fost în minutul 28, când Țoiu, de la mijlocul terenului cu capul, a lansat pe adâncime pe Caiondo. Vârful ugandez al devenilor a depășit stopării Hațegului în viteză și a înscris din mijlocul careului mare. Apoi Bloș a înscris în cont cea de-a doua reușită, mijlocașul Deve reușind o bară gol, tot cu capul din mijlocul careului mare după o centrare a lui Plută. Scorul la pauză de 4-0 pentru CSM Deva l-a stabilit Iana în minutul 38, când a reluat din apropiere în plasă o minge respinsă în față de goalkeeperul celor de la Retezatul după un șut al lui Caiondo. După pauză, când au intervenit și unele schimbări în echipă, devenii au ridicat piciorul de pe accelerație, iar jocul s-a mai echilibrat, lucru care l-a cam nemulțumit pe exigentul principal al celor de la CSM, Ștefan Nanu. Punctul meu de vedere, am lucrurile cum trebuia până la minutul 70, n-am fost schimbările. Le-am dat șansă și la, adică șansă, am făcut niște schimbări, că era normal să joace și unii jucători care din punctul de vedere au calitate. Din păcate, am avut 70 de minute nu bune, foarte bune. Am dominat jocul, ne-am creat foarte multe ocazii, păcate că și-a doua repriză au fost 3-4 ocazii, singur cu portarul, s-am ratat singur cu porta goală. Dar am fericit jucătorii pentru rezultat. Țineți minte și în tur, după acel 1-1, toată lumea era supărată. Important este victoria, important este că am avut dorință, atitudine și mentalitatea de a lua cele 3 puncte. Pe final de joc, pe fondul relaxării celor de la Deva, Retezatul a beneficiat în minutul 84 de un penalti în urma unui fault al lui Iana asupra lui Lupulescu, însă Bădescu, portarul Deva, a parat lovitura lui Trif. În schimb însă, în minutul 87, același Bădescu a boxat o minge la un corner, iar balonul a ajuns tot la Trif, care a reluat în poartă din careul mare, stabilind scorul final de 4-1 pentru CSM Deva în deplasarea de la Retezatul Hațeg. În urma acestui rezultat, CSM Deva își păstrează invincibilitatea și rămâne pe poziția secundă în serie, fiind în grafic pentru calificarea în play-off.